CSM Suceava a început foarte bine meciul cu Universitatea Cluj, câștigând primul set cu 25-23. Ardelenii au egalat situația după 21-25 în actul secund. Echipa antrenată de Tudor Orășanu și Vasile Moșu a revenit la conducere la finalul setului 3, câștigat cu 25-23. Universitatea Cluj s-a impus în setul al 4-lea la 20, chiar dacă oaspeții au început mai bine setul decisiv, voleibaliștii suceveni au revenit spectaculos și au câștigat cu 15-11. Nici nu mai am glas. Se vede că s-a schimbat atitudinea la noi, chiar dacă sunt mulți băieți tineri pe lângă noi, chiar și cu mine. Cu intrarea lui Tofan a ajutat cu experiența lui și cu puțin de la Sasu. Avem 3-2 pe tabelă, 2 puncte la noi în clasament. Suntem foarte bucuroși. Trebuie să avem moralul ridicat acum. Orice meci să luăm ca pe victorie, chiar dacă o să urmeze și meciuri grele, pas cu pas. Trebuie să învățăm și din meciuri grele și din meciuri ușoare. Bine, meciuri ușoare mai puține, că și ăsta a fost un meci greu pentru noi. Dar trebuie să tratăm totul serios și cu atitudine. Avem acum de unde și trebuie să arătăm bine. Încă nu realizez ce s-a întâmplat, a fost un meci pe muchie de cuțit. Noi știm că muncim foarte mult în sală, tot timpul ne-am gândit că o să vină și momentul ăsta, poate nu ne gândeam că așa repede, pentru că v-am mai spus, avem nevoie de ritm, însă na, trebuie să ne bucurăm și să muncim și mai mult, o să vină adversari mai puternici în sală la noi și să încercăm să facem aceleași lucruri bune și să mai eliminăm din greșelile care totuși au fost destul de multe și astăzi. CSM Suceava a mizat în meciul de sâmbătă pe următorii jucători: Pop, Contariu, Roman, Dragomir, Ciubotaru, Boghean, Ciubotariu, Tofan, Verciuc, Sasu, Hortopeanu, Platon, Curic și Andrușcă. În celelalte meciuri din cadrul etapei a doua s-au înregistrat următoarele rezultate: Știința Baia Mare, SC Mezalău, 1-3, Arcada Galați, Dinamo București, 3-2, Știința București, Rapid București, 1-3, CSM Constanța, Unirea Dej, 3-1 și Steaua București, SCMU Craiova, 3-2. În etapa următoare, CSM Suceava va juca pe terenul Universității Craiova.